înseamnă disbenzionizație, vreau să vă fac. Așa, deci, sunt doi bine hotărâri la care o să le spun președinte la vot și suplimentări. Vă spun pentru ordinea zi, pentru astăzi, următoarea ordine de zi, de aprobare. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției comunei Nicolae Vocescu la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizate de anul 2018. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 41 din 30/08/2017. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de închiriere a hotărârilor primăriei. Se suplimentează ordinea de zi cu încă 3 puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea interdicției în inventarul domeniului public al comunei Nicolae Vocescu la suprafețe de 812 metri pătrați teren, având categoria de drum folosință conexă. Proiect de hotărâre privind hotărârea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al comunei Nicolae Vocescu al unei suprafețe de teren având categoria de folosință drum. Diverse. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Declar ședința deschisă. Primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției comunei Nicolae Vocescu la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizat pe anul 2018. Articolul 1. Se stabilește nivelul contribuției comune Nicolae Vocescu la susținerea persoanelor cu handicap în procentaj de 35% din costurile medii anuale pe 2018. Prezentarea hotărârii a trecut fi comunicată primarului comunei. Instituție prevede în diversul vacon. Domnule primar, aveți cuvânt. Da, e vorba de suplimentare 30% la persoanele cu handicap. Deci, în mare, asta e. Deci este o reglementare legală și o consultanță de aprobare. Deci, cam asta. E vorba de handicap rapid. Cine este pentru? Domnul primar, deci aici este vorba de suplimentarea, nu? Cu 30%. Da. Formularea mi se pare... Susținerea, nu suplimentarea. Da. Susținerea. Se stabilește nivelul contribuției. Nu se referă la... Deci, suplimentarea față de nivelul... Nu. Aici e vorba de contribuțiile care se dau, care sunt aprobate prin lege, la salarizat. Deci este vorba de mărire, nu? Da. Formularea totuși nu este corect. Dacă e avizat de secretar, consider că legal, alte nu care se cere. Nu. În conta nu. Da. Cine este pentru încă o dată? Împotrivă, abțineri? Proiect de hotărâre privind hotărârea Consiliului Local al Comunei Nicolae Vocescu numărul 41 din 30/08/2017. Se înlocuiește articolul 5 de hotărârea Consiliului Local privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional al 10 Compania Regională de Apă Bacău S.A. și aprobarea listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, care vor fi concesionate prin contractul de delegare al gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu un nou articol care va avea următorul conținut. Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a Comunei Nicolae Vocescu în forma prezentată pe rezultă în anexa la prezenta hotărâre. Articolul 2. Anexa 3 la hotărârea Consiliului Local din numărul 41 din 30/08/2017 se înlocuiește cu anexa din prezenta hotărâre. Articolul 3 se modifică articolul 6 din hotărârea Consiliului Local pentru aceeași dată care va avea următorul conținut. Proiectul de sarcină al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare va face obiectul unei viitoare hotărâri a Consiliului Local al Comunei Nicolae Vocescu. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzută la articolul 4, va produce efecte între părți după predarea de către UAP Comuna Nicolae Vocescu a bonurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional SC Compania Regională de Apă Bacău. Articolul 4. Se împuternicește cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri a domnului Mihai Budou Adrian.
Articolul 5, prezenta hotărâre va fi comunicată în Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău ADIP, instituției prefectului județului Bacău, SC Compania Regională de Apă Bacău ESAM, persoane nominalizate la articolul 4, Consiliului Județean Bacău și va fi adusă la cunoștința publică a condițiilor de lege. Vreau să vă amintesc, să vă reamintesc problema asta. Deci fiecare etapă va fi trecută prin hotărârea Consiliului Local. Aici se referă strict la aprobarea studiului de oportunitate care vine făcut de acum încolo. După care urmează caietul de sarcini pentru alimentare cu apă și canalizare, care face iar obiectul unui viitoare hotărâre a Consiliului Local. Și aici vă spun că Comuna Bălcescu, încă la telepet, face parte din zona limitrofă Bacăului, peste 2000 de locuitori. Este o reglementare europeană pentru finanțarea comunelor care vor suplimentare la apă canală. Este singura modalitate de finanțare actuală. De aceea vă supun atenției ca să aveți în vedere că este o importanță mare pentru comunitate, proiectul Apă Canal. Aici mă refer la suplimentarea cantității de apă pe fiecare comunitate și la extinderea acolo unde este nevoie de apă canal, pe străzile care nu există. Este proiectul făcut, urmează studiul de oportunitate din partea lor ca să putem să facem transfer. Și spuneți că va crește prețul de la... Păi pot să spun, da, deci la nivel de CRAB, și la noi după aia ieșiți public și spuneți că n-au vrut, așa deci, a făcut și data trecută. Noi nu suntem de acord cu datul la CRAB. Nu suntem de acord cu datul la CRAB. Spuneți și dialog. Da, pe dialog. Dar spuneți și partea pozitivă și partea negativă. Dar mă lăsați să termin, poate urma să spun. De ce nu mă lăsați să termin? Eu știu că dumneavoastră... În ce spune? Da. Deci chiar vreau să... Deci la momentul potrivit, eu am spus-o și am spus-o public. Prețul va fi mai mare decât la ora actuală. La ora actuală, sistemul de alimentare și apă canal este în situația în care, dacă noi nu luăm măsuri cu cei care au încălcat legea până acum și n-au plătit corect, și știm foarte bine, sunt cetățeni în Bălcescu care până acum n-au plătit corect apa și canal. Sau au furat, pur și simplu. Ca să nu... Da? Trebuie să reglementăm o dată pentru totdeauna regimul apă canal, pentru că dacă nu o facem, suntem în imposibilitatea de a funcționa. Deci eu vă spun asta, indiferent cine este la conducere, dacă nu sunt bani suficient să te dezvolți, n-ai cum să o faci. Trebuie să fim cetățeni corecți unii cu alții. Unii plătesc, alții nu plătesc. Nu e normal, nu e corect, nu este nici moral, nici legal. Dar acum, trecând peste asta, deci CRAB-ul, care funcționează în tot județul, noi suntem singura comunitate în afară de anumite comunități unde nu au nici măcar parte juridică. Deci nu sunt constituiți juridic. Și aici vă spun, e vorba de mi-a spus de Gioseni. Gioseniul nu este constituit juridic. Are numai apă, canalul funcționează așa cum funcționează, deci e problema lor. Da, e adevărat, va crește prețul și va fi la fel cu tot județul. Dacă se face transferul ăsta. Dar eu consider că este mult mai important să ai apă decât să nu ai deloc și să nu plătești. Deci la puțurile existente, vă spun, nu mai duc mult. Dacă nu facem o suplimentare, va fi probleme. Și în urma studiului care s-a făcut la proiectul acesta, este necesar la Bălcescu cel puțin un put de colectare de făcut, la Valea Seacă la fel. Sunt suplimentări. Am crescut, deci nu mai folosim apă numai pentru alimentare, pentru animale. Folosim pentru băi, pentru mai mult. Deci ăsta este scopul, să suplimentăm ca să putem să avem o investiție care merită să funcționeze. Și de asta vă supun atenție să dați importanța necesară acestui proiect de hotărâre. Și ca preț, cum o să fie rândul? Nu pot să vă spun acum. Nu, dar nu e vorba de asta. Că toți avem internet și toți. Mai puțin unii care nu vor să înțeleagă. În primar, intrăm ultim în CRAB, noi peste 4-5 ani dacă o să furați puțurile alea. Și pot să vă împar eu cu dumneavoastră, pe ce vreți dumneavoastră. Prima dată banii care vor veni pe CRAB-ul ăsta vor fi pentru rezerva de apă a Bacăului, care sunt 1 milion. Domnule, cum spuneți că luați, se iau banii pe
pe chestia asta cu cravul mare și alea. Și banii aia tu îi va lua toți Necula și cu asta basta. Voi dacă vă demonstrez că acest proiect este prins în finanțarea următoare, doi, atunci cum? Vă mai spun altceva. Noi nu aveam nevoie de ei. Noi putem face, v-am spus, anul ăsta alocăm 4-5 miliarde, 10 miliarde, punem banii noștri acolo. Nu? Că mari investiții, bine dispensat. Puneți 10 miliarde la fiecare investiție? Nu 10 miliarde, puneți 10 miliarde la apă și canal, anul ăsta, 10 miliarde anul viitor și 10... Pune-l în fiecare an câte 10 miliarde. Un milion și ceva de euro ăsta. Puneți, domnule, acolo și o să vedeți că puteți face cu banii dumneavoastră. Nu o să afecteze populația. Dar de ce să nu accesăm fonduri europene când putem să accesăm fonduri europene? N-ați înțeles că dumneavoastră le accesați pentru alții? N-ați înțeles? Dar n-aveți cum să accesați fonduri, deci alte fonduri, decât POIM-ul pentru dezvoltare. Dacă ați mai fi așteptat un pic... Să așteptăm când? Când la măsura aia 7... Așa? La 7-2 vă spun eu. La 7-2... Prindeați și apa. La 7-2... Prindeați apa, la urmă. Există... Da, v-a fost frică. Există, nu mi-a fost frică. Ba da, v-a fost frică. Deci, ca dacă vreți să vă spun că v-a fost frică, oameni v-a fost frică. Atunci, haideți să mergem pe contradicție așa fără sens. Deci 7-2 este destinat comunelor care sunt... Nu sunt în zona... Și canal pe el. Și avea apă și canal pe el. De 7-2? Da, este... prima dată. Și l-ați depus prima dată. Dar știți că sesiunea e deschisă? E deschisă și ați lăsat-o numai pe drumuri acolo. Nu, am accesat drumuri și pe apă canal nu poți intra, ca Bălcescu nu întrunește punctajul necesar. De asta am venit aici. Deci v-am spus, nu avem nevoie de crabă. Dacă mă costă, eu v-am mai spus atâta. Ați părăsit ședința și vă spălați căciula. Nu, eu sunt prima nu, eu m-am spus doar atâta. Păi nu, dumneavoastră după aia ieșiți și spuneți, uite, opoziția n-a vrut pentru binele populației, n-a vrut, ca să înțelegeți. Da. Că eu nu, dacă mă costă, că m-a spus atunci că trebuie să-l predăm crabului și trebuie să-l scoatem în domeniul public, din domeniul privat. Consiliul local este format din mai multe păreri. Eu vă spun părerea mea și de aia pot să și votez împotrivă sau să mă abțin. V-am spus, dacă mă costă 2 lei ca să mă duc la crab și crabul îmi dă 1,50 lei, atunci mai bine stau acasă și îmi fac investiția proprie cu 2 lei ai mei. De ce să-i dau 2 lei crabului? V-ați înțeles? Aici era toată ideea. Dar după ce sistem calculați dumneavoastră? Nu, v-am spus așa, v-am zis ipotetic. Dacă, de exemplu, crabul ne obligă să scoatem de pe domeniul privat, da? Ne-a zis că ne obligă să scoatem conductele de pe domeniul privat, să le ducem în domeniul public, da? Da. Bun. Ne costă. Dar oricum trebuie făcut. Pentru că facem normal... investiție proprie, avem budoul nostru, care nu o să-l dăm la privat, nu știu, o să-l facă budoul nostru cu oamenii noștri, asta. După aia. Mă mai costă ca să mă duc. După aia, cotizare, alea nu mai contează. Ei, și îl dau crabului. Și crabul îmi face, în loc de 6 lei sau 4 lei sau 5 lei, îmi face 9 lei. Nu? Da. Unde am câștigat eu primăria comunii? Nu, dar eu vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră aveți altă măsură de finanțare pe apă canal decât îmi face din bani proprii. Nu se poate, domnul Celestin. Cum nu face? Dacă eu vreau mâine să fac un puț în Bălcescu din banii mei comune, din care bani? Banii comune. Păi, dar am făcut bugetul 2018. Urmează bugetul 2019. Păi, dacă nu facem, trebuie să rămânem fără apă și după aia să-mi spuneți că primarul n-a fost în stare să propună un proiect pentru asta? Domnul primar, aprobați, nu-i problemă. Noi ne abținem. Problema, credeți că până la vară se rezolvă problema? Până la vară se rezolvă problema. Dar vreau să credeți cu un proiect, dacă dumneavoastră... Păi asta, eu ce vă spun? Un proiect nu funcționează. Păi, ori să dăm din banii noștri și nu rezolvăm nici anul ăsta, că... Dar n-ai cum să rezolvi din banii. Ori să facem pe proiect pe POIM, care nu se știe dacă va trece, că doar poate fie și un proiect prost făcut, da? Corect? Sau bun. Și oricum durează 2 ani de acum încolo. Până la aprobările alea... Nu durează. Dar am și o întrebare, domnul Pantoș. Dacă alocăm tot bugetul local pe 2018, reușim să facem proiectul acesta, să facem puțul și e nevoie? Nu, nu e vorba de toată comuna. Eu vă spun, deci dacă am încercat să fac o proiecție cu proiectantul pe 4, 5, 6 ani, ca să poți face un proiect de să susții proiectul ăsta financiar, asta înseamnă să reduci cheltuielile la zero din toate punctele de vedere, să alocăm toți banii din comunității pe 5-6 ani, să facem investiția asta.
Dar eu vă întreb. Uitați, faceți împrumut, cum ați, s-a făcut și pentru drumul și pe alea. Și noi vă susținem. Da? Da, din banii noștri. Decât să dau crabului. Mai de asta v-ați susținut și data trecută, că a spus că am împrodat primăria, dar doi. Unde? Cine i-a spus chestia? Bun, dar ca banii ce ați spus? A spus eu chestia asta. Trebuie să vă aduc ziarul. Aduceți ziarul și vedeți dacă am împrodat. Vedeți că eu mai am încă 3.000 de ziare care nu le-au dat. Da, eu le-am. Ei, acolo spune așa, că primarul comunii Nicolae Bălcescu a înglodat în datorii. Nu scrie nicăieri așa ceva. Ei, eu vă spun următorul lucru, n-am înglodat sub nicio formă. Nu, pentru că știți că dați luat împrumută, eram consilier local și am aprobat și noi. El scrie de tabla. Deci ați înțeles? Deci când, păi nu, nu monopolizăm, da. Dacă vreți să vorbim, vorbim. Nu? Și puneți la vot atunci, domnule, și votați și votați. Noi ne abținem. Eu vă spun următorul lucru. Haideți să ne aplătăm serios asupra problemelor și să nu ne facem contre de astea. Dacă puneați banii, și asta se știa de anul trecut, puneați o leacă din bănânța anul ăsta, reușeați anul ăsta, măcar să faceți un puț. Măcar anul ăsta. Dar așa și proiectul ăsta, ca să așteptați dumneavoastră mila Bacăului să vă dea crabul bani, nu se de deci eu vă spun, nici în 3 ani de zile nu faceți primul puț. Nici în 3 ani de zile. Vă invit frumos și elegant la următoarea ședință de ADIM. Haideți să veniți. Da, ce să... Cine dorește? Haideți să veniți. Haideți să vedeți. Acum nu mă ocup în curiș la ADIM și la ADIM. Nu mă mai puneți mii de ADIM și de ADIM. Dar ce să vorbesc eu cu de ADIM? Că tot se scade în cilă. 3-0, 2-0, 2-0. Nici măcar la nivelul meu nu se ridică. Da, nu judecați politic lucrurile. Păi nu, dar de ce să vorbesc eu cu aia? Că-s puși toți politic. Păi toți se scup file. De la PNL, de la PSD, de la... Ce să vorbesc eu cu aia? Da, da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind modificarea taxei de închiriere a utilajelor de ținute de primărie. Primarul Comunei Nicolae Bălcescu, Județul Bacău, având în vedere articolul 1 și articolul 2 alineatul 1 din litera H, de cum și cel al articolului 9 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Articolul 344 din legea numărul 207 din 2015 privind codul de procedură fiscală. Vizând referatul de aprobare a primarului comunei Nicolae Bălcescu, raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Nicolae Bălcescu, în temelul prevederilor articolului 36, paranteză 4, litera C, articolul 45, litera 1 și articolul 115, litera B, din legea numărul 215/2001, administrației publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Propun. Se modifică taxa de închiriere a utilajelor de ținute de primărie după cum urmează. Tractor cu remorcă 100 de lei pe oră. Încărcător cu echipament de excavator 130 de lei pe oră. Camion 150 de lei pe oră. Propun spre dezbatere. Domnule primar. A fost un proiect de hotărâre acum are rol urmat, putea să vă spun exact, referitor la utilajele care se închiriau în cazuri extreme la populație. A fost o discuție anul trecut. Domnul primar, da. Care se închiriau, nu în cazuri extreme, doar care se închiriau atât. Am zis în cazul extreme sau speciale. Cine dorea putea să vină să... În momentul în care utilajul este angrenat în lucrări la primărie, pe drumuri și așa mai departe, nu se închiriază. Doar în cazul în care stă parcat și vine cineva și întreabă, domne, vreau să fac ceva, să împing un molus sau să fac ceva, a fost închiriat. În cazurile astea. Să știți că dacă au fost urgențe de făcut, nu am abandonat lucrarea primăriei și să închiriez utilajul la populație. Niciodată n-am făcut treaba. Eu vă rog să nu faceți din primăria asta societate comercială. Noi avem destule utilaje, Nicolae Bălcescu. Toți avem utilaje. Și lăsați-ne să muncim și noi, că atâta timp cât plătim impozite. Cât plătim impozite aici, e corect să nu mai dăm asta, că comuna e destul de mare. Dumneavoastră considerați că eu pot face un privilegiu din asta nu să... Nu este privilegiu, domnule. Este un privilegiu. Eu vă întreb, dacă te duci la cineva iar de casa și să iei moluzul să-l duci la groapă, înseamnă un privilegiu. Îl facem din partea primăriei, îl facem. Nu-i cazul. Nu-i, acolo nu-i chiriu. Nu-i chiriu. A
acolo. S-a făcut și aici, ea casa doamnei. Eu știu, că, a zis nimeni eu știu că la discuțiile de data trecută s-au propus să nu se mai închirieze utilajele. E motive, da? Alea sunt cazuri care nici nu există oricând. Și eu dacă merg degeaba, merg dacă e la o casă, e nevoie. De foc. Ferească Dumnezeu, deci, să n-aibă nimeni. Deci au mai fost cazuri, vă dau cazuri, acolo unde a fost incidentul cu casa respectivă și cu utilajul care a fost de la primărie, așa a fost, cred că, printre singurile care era singura dată când s-a dus utilajul de la primărie și a făcut așa ceva. A demorat o construcție. Dar eu vă spun că au fost închiriate numai în cazuri. Păi și ca să evităm toate discuțiile. Păi nu, dar eu vă întreb, ce dacă vine un cetățean să ceară bulbă excavatorul să-i împingă nu știu ce chestii. Nu. Eu îi spun, domnule, nu am voie. Nu ai veți voie. Păi nu, dar de ce să nu am voie când este domnul Ungeri? Toate astea se pot plăti cinstit și corect, cu chitanță și factură și se pot face. Da. Eu consider că e o chestie corectă. Unde trăim noi? Trăim în Germania sau în România? Dacă n-aveam utilaje pe teritoriul comunei... Păi și dumneavoastră merge cu 1.300.000. Da, așa avem toți utilaje. Dar nu scrie nicăieri legea că n-ai voie să... Dar nu e vorba de lege, că scrie sau nu scrie. Dar noi avem destul de utilaje. Noi avem utilaje. Păi bun, spune că dacă... Cum simți, este în cazul în care cineva vine și îl jupoaie pe ăla și eu n-am voie să-i dau... Păi eu merg cu 1.000.000, domnule, dumneavoastră mergeți cu 1.300.000, dar eu nu vreau să mergeți cu 1.300.000. Eu merg cu 1.000.000. Cum îl jupoiți? Propuneți. Atunci. Nu, propun să nu se închirieze utilajele decât... Păi da, dar aici știți că intrați la concurență neloială. Interes deci, personal. Da. E concurență neloială. Nu, dar piața e liberă. În Buchila Sfințeană am făcut pentru 2 ani pentru 2 utilaje. Ce rost are să mă ajung? Nu m-am Buchila. Pentru 2 ani. Și nu m-am Buchila. Am insistat prin șanțele pe lucră. Hai să vezi. Am insistat cu șanțurile pe lucrări de 2 ani. Nu sau cu șanțurile pe lucrări se tocmai de 2 ani. Tocmai de aceea, deci lucrurile se pun în felul următor. Prioritățile sunt lucrările comune așa a primăriei, da? Și doamna Andreea, doamnă, v-ați interesat vreodată câți bani s-au cheltuit pe reparațiile utilajelor alea? Că eu am mașinile la Leon, l-a reparat și tot timpul s-a reparat acolo. V-ați întrebat vreodată? Eu, din ce văd aici, consider că e un venit adus. Un venit adus pentru cine? Păi normal că mă deranjează, nu pentru că eu, că oricum eu pe Nicolae Bălcescu nu lucrez, că niciodată nu ești profet în țara ta, stați liniștite, eu am lucrări în altă parte, nu stau eu într-un milion de ani. Dar nu vreau, doamne, eu vreau să vă spun doar atât, să nu se facă o greșeală. Eu am zis ca să nu fac, păi eu vorbesc, eu sunt lider al opoziției, nu vreau să n-ați vorbit niciodată. Să nu încercați să nu... Amestecăm problemele personale, interesele personale. Dar aici nu e problema personală. Foarte bine ați zis. Problema personală. Problema personală aici. Nu au rost aici. Odată este un venit adus, nu? Dacă dumneavoastră aveți o mașină și mi-o dați mie să mă plimb cu ea și nu mă monitorizați, eu mă plimb 10 ore și vă plătesc o oră. Vă plătesc o oră. Păi și cine e ăla, doamnă? Ăla ducem din Cosmos, că e român. E român ăla care o să semneze. Dar nu s-a ducem neamț. Haideți, doamne. Eu știu care e interesul, dar nu mai vreau să-l spun aici, nu vreau să mai jignesc. Nu, eu zic să lăsăm... Nu suntem proști, doamne, nu votăm așa că trebuie votat. Asta nu-i de votat. Domnul Tactor, eu vă spun următorul lucru și cu asta închid discuția, că n-are sens, purtăm un dialog de ăsta surd, așa. Deci fiecare și are interesul. Eu propus, interesul... propus să nu mai închiriem utilajele primării, decât să rămână. În caz de incendiu, da. Forță majoră alea, să meargă gratis, benevol, dar nu... închiriate pe bani, nu închiriate pe bani. Faceți parte din da? Situațiile de urgență. Când s-a răsturnat trenul, am fost și noi. Păi erați obligat, domnule. Am fost. Am fost și cu utilajele și cu... Am fost cu utilajele. De aceea sunteți la pompierii voluntari. Păi am fost, n-am comentat, vă dați seama. M-am sunat, m-am dus direct acolo. Asta, asta. Deci au fost și primăria acolo. Toate utilajele, da, da. Da, e o chestie de forță majoră. Astea sunt cazuri de urgență, da? Începem să demolăm case, să... Nu facem de astea, deci nu aveți nicio grijă. Vă dau alt exemplu. Uitați, la o decolmatare de asta, de pășuni sau chestii de genul ăsta. Da? Uitați, se plâng ciobeni că n-au cu cine decolmata. Că nu le dați facturi. Societățile de pe raza comunii. Cine nu dă facturi? Eu am zis, nu le dați. Nu le dați, se referi și la... Nu le dați societățile comerciale.
Da? Că nu face lucrarea și vrea bani la negru. Nu poate să facă acel lucru. Nu, că nu m-a fiscalizat o primară. Nu, eu spun... Niciodată n-am lucrat de el. Nu, eu spun în felul următor. Deci, utilajele care lucrează pe pășune, acel om trebuie să scadă la apie așa, așa pare, mai departe. Pare. Păi dacă nu îi se dă factură... Dar au cerut fac... cuiva sau au venit la mine să cer, da. Eu prima dată când vine la mine dar cineva, îi dau o ofertă. Un contract. Îi dau o ofertă. După ofertă, dacă acceptă oferta mea, eu îi fac contract. În baza contractului ei nimic fac. Lăsați că, deci eu vă demonstrez lucruri. Eu n-am vrut să fac discuții pe tema asta, pentru că ar fi ce este, este da. N-am vrut să amplific discuția din multe puncte de vedere. Eu consider că concurență corectă există. Orice societate pe raza comunei are dreptul să facă treabă. Și la prețul la care le dorește. Instituția administrativă nu face decât excepții la anumite lucruri. Deci nu are timp să fie închiriată utilajul în fiecare zi pentru fiecare. Doar în cazul în care este parcat utilajul și vine cetățeanul, am de făcut o traversare sau ceva, putem să-l ajutăm sub forma asta. Poate dumneavoastră sunteți ocupat în momentul ăla, că dacă nu sunteți, sunt chiar mai ieftin asta. Stați așa, sunt eu ocupat. E Toni, care are, da. E băiatul care e consilier, care era pe lista noastră, Mihai Anta, că ăla face toate lucrurile în Băncescu mai nu nou. Nu știu, domnule, dar eu nu dar eu vă spun, e Dobrin, care tot da. E avea exclusivitate la apă și canal. Da. Dar câți nu sunt? Mai sunt la Vale Seacă, vă doi. Băi, oameni buni. Dar dacă suntem toți șapte ocupați, înseamnă că... E Rudul care lucrează la primărie. Deci, da, Rud Constructiu are șapte. Șapte utilaje care poate să sape. Și merge, da, și merge la cele mai mici prețuri. Merge la 90 de lei pe oră. Dumneavoastră merge la... Păi de ce să ne închiriem noi, domnule? Lăsați-ne primărie, domnule. Dar nu va veni... Domnul primar, n-ați înțeles care e ideea aici. Îl dăm o oră și lucrează 10. Da. Vreți să dezvolt subiectul? Mi-e rușine că sunt oamenii cu telecamerele aici. Vreți să dezvolt în particular cu dumneavoastră. Că am văzut un caterpilar care lucra sâmbătă. A, și băiatul ăla vrea să-l închirieze de la primărie, că îi leacă mai bine decât... Caterpilar, dar noi n-avem așa. Păi nu, nu, caterpilarul ăla lucra închiriat pe bani mulți, care face podurile de aici la Vale. Ăla e privat, lucrează și duminică dacă vrea. Păi da, dar nu ia, nu ia persoanea aia, e închiriată. E închiriat caterpilarul ăla. Ce legătură are una cu ala? Are legătură, vă spun în privat. Și mai e o greșeală undeva, o spun în privat că a doua oară să nu se greșească. Are legătură ce? Ăla închiriază utilajul? Cu dumneavoastră are legătură direct. Ce are? Nu vă spun acum, vă spun în privat. Da? Da. Extraordinar. Ce legătură? Asta e o chestie deci care vă ajută. Nu vă spun acum, v-am spus că nu vă spun acum. Lucrările se fac conform unui contract, deci corect. Nu se fac oricum. Ăla închiriază unde vrea. Dacă corect. Vrea păi da, și ăla închiriază în caterpilar acum și de mâine nu mai închiriază, închiriază de la primărie. Care e un avantaj în plus. Primăria nu l-a ajutat cu nimic. Păi până acum, dar deci o să l dacă îl închiriază. Nu să-i dau, nu, deci închirierea acestor utilaje, se vor, dacă va fi cazul, se vor folosi pentru cere la un cetățean care are de făcut ceva, nici de cum la firme. Dom'le, nu-l dați. De ce să avem discuții? Eu vă spun de ce aveți așa discuții? Prețurile sunt mai mari aici, de ce îl dați? Ar trebui să vă bucurați. Dom'le, eu nu lucrez aici. N-ați înțeles că eu nu lucrez pe lasa comune. Nici la privat, nici la particular. M-ați înțeles că eu nu lucrez aici, nici la privat, nici la comună. Păi da, nu? Înseamnă că primăria trimite clienții la cei care dețin acești utilaje. Nu trimite, eu spun că să faceți cum credeți. Așa să-i termin problema dacă vine. Deci, camionul primăriei ar duce gunoiul sigur în locurile special amenajate pentru gunoi. Nu le-ar depozita aici, acolo, unde se practică, la ora actuală. Corect. Da? Deci suntem în situație de față, sunt cazuri, deci poate așa lumea se va orienta către... Da, domnule, dar camionul la primărie, în campanie electorală au dus balastul numai la oamenii care trebuia, domnule. Și în curțile oamenilor. Și dacă vreți, vă dau și poze. Eu să trebuie la... Da, vă dau și poze. Da, că era chiar lângă el, era la un șpliț la el și au dus în curte la om. Că nu se ascund lucrurile astea. Păi nu, eu vă spun acum. De ce să dăm discuții, Paul? La campanie electorală, mașina primăriei nu trebuie să care balastul sau... În curtea omului? În curtea omului? Am filmat. Au fost, deci filmat. În curtea omului? Am filmat. Deci nu vorbim prostii. Vă dau filmare. Filmarea, filmare. Dați-o pe televiziune. Dacă îmi dăm... Și Paul știe că i-am spus. Atunci, și vă mai spun, și vă mai spun undeva, în Albeni, unde o mai duc. De ce l-ați anunțat, ca să știm atunci? Nu, domnule, de aia vă spun, domn primar, nu mai dați subiecte de discuții. Dar noi suntem băieți corecți și aprobăm și stăm cu mință bagajul și n-am spus niciodată nimic. Am ajuns ca hoții și vardiști, stăm pe străzi să pândim cine duce cu noi și cum duce cu noi. Așa am ajuns să dau la... Domnule, l-ați prins pe ăla, amendați-l. Da.
Am de luat, dar puneți și sechestru prin mașină, eu n-am nicio problemă. Mie mi s-a spus aici, în ședință, aveți voie să duceți acolo, la Valiseacă. Am cărat pentru măicuțele alea două mașini, într-o seară benevol, beneficență am făcut, să știți, că n-am luat niciun bar, și le-am dus sus unde mi s-a spus. Atât am făcut. Deci eu, dacă mie mă prindeți că le-am pus undeva în altă parte, puneți și sechestru pe utilaj. Deci vreau să puntez ceva aici. Deci mai sunt la sfârșitul mandatului 2 ani, începând cu luna iulie. Eu vă spun următorul, dacă acele utilaje vor fi închiriate vreodată pentru o firmă, așa aveți demisia mea pe masă. 1. 2. Dacă acele utilaje, le vedeți că fac ceea ce spuneți dumneavoastră, că au făcut 2 ore sau 3 ore sau 4, puteți suna momentul ăla și verificăm treaba. Eu nu pot să fac acum supoziții că șoferul a pus balastul nu știu unde și a cărat nu știu cine în curte sau l-a cărat. Dom'le, l-a basculat direct în curte. Direct în curte l-a basculat. Și ce l-a salutat domnul? Direct în curte l-a basculat. I-a spus Paul și Paul știe de ce-i vorba. Ce știe? Știe că bascula acolo, i-am zis. Bun, aveți și filmare, înseamnă că știu filmare. Credeți că firma aia o închiriază pe persoană fizică, nu trebuie să închiriezi pe societate. Deci, nu există mașina, dacă va fi închiriată vreo. Dar de ce lăsăm loc de discuții, domnul primar? De ce dăm loc? Credeți că primăria... Noi le creăm? Dar nu lăsați făcut primăria. Eu nu cer oameni. Domn primar, cu cât se îmbogățește primăria comunii Nicolae Băcescu din închiriat utilaj? Haideți să vă spun, dacă vreți să vă spun unde. Deci a venit Sirdica de la Pășuni și a spus așa, domnule, am făcut niște întrețineri de Pășuni, dar nu-mi dă factură societatea. Bă, e problema ta, fă contract. Dar spuneți numele, cu cine? Deci, cu cine întrebați, uitați, domnul Domoș, dacă poate știi. N-am făcut la ea acasă, deci, domnul primar. Nu știu, mă, ea... Dar la ea acasă, în spate, am întins moluzurile de acolo, ce-au avut ea. Nu știu, ea acolo așa... Acolo trebuie să dau factură? Poate nu e adevărat. Păi mi-a cerut factură? Păi doar îi dau factură, că iau TVA-ul. Ea a zis că nu-i dă societatea factură, n-are cum să-ți deconteze femeia la Apia. Și am zis așa, băi, oameni buni, deci utilajul primăriei are o coasă de aia care poate să ajute la așa ceva contra cost. Da? Bun. Asta a fost una din probleme, da? Dacă dumneavoastră considerați că acel utilaj nu trebuie închiriat și nu este normal, orice, vedeți și la Mărgine, și la, vă dau exemplu, și la Tamaș și peste tot, există același lucru. Nu se închiriază utilaje la întâmplare. Încă o dată repet. Și nu o să vă defavorizeze sub nicio formă. Vă garantez. Pe mine garantat că nu. Deci nu vă fac concurență sub nicio formă nimănui. Eu am obligația să mai... Deci dacă are de dus gunoi, vorba domnului viceprimar, nu știu ce. Eu consider că trebuie duse și la destinație și să ținem puțin... Și din punctul ăsta de vedere, nu fac din asta o activitate permanentă sau ceva de genul ăsta. Pentru că primăria are destulă treabă, exact cum a spus, drumul, șantul și așa mai departe. Nu închiriază utilajele astea să stea la cineva și facă nu știu ce avantaje. Despre asta am vorbit și v-am dat și exemple, dacă vreți. Deci cum vreți dumneavoastră, dacă vreți să aprobați, e bine, dacă nu tot bine e, pentru că eu mă supun hotărârii Consiliului Local. Dar e o problemă care trebuie rezolvată. Într-un fel sau altul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la suplimentări. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al comunei Nicolae Băcescu al unui suprafețe de 8.300 de metri pătrați, terena pentru categoria de folosință până. Îmi cer scuze, da, are rost mai ceva și din. Hai, puteți să ne trece 7. Hai. Este vorba de proiectul de hotărâre de data trecută, dacă știți, e vorba de alimentare cu apă, apă canal pentru Lărguța. Data trecută am supus la vot de trecerea în domeniul privat și acum se trece în domeniul public. Deci asta este procedura. Este vorba de suprafața de teren care este al cuțului de apă și al sistemului de canalizare, filtrare și asta a fi uzat. E de aceea suprafață care pot supus în data pe cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare.
Consiliul Local. Se aprobă regulamentul privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se împuternicește primarul comunei Nicolae Bălcescu privind aparatul de specialitate din cadrul compartimentului de specialitate cu propunerea în aprobarea prezentei hotărâri. Să nu spui dezbate. Aici e vorba de, deci, a făcut o inventariere a comunei cu persoane care sunt, practic, locuiesc în localitate. Va fi stipulat în regulament. Am trimis o adresă către ADIP. Din 11.600 de locuitori avem plătit din 5.600 sau 700. Acum va fi o contrapartidă de verificare, pentru că este posibil, eu știu, mai revin din afara țării, poate alții pleacă. Din păcate, suntem cam la jumătate de populație. Asta e realitatea. Și ei asta încearcă să meargă pe un procent real al populației. De asta se cere aprobarea regulamentului prin stabilirea numărului de utilizatori al serviciului public. Bineînțeles, urmează licitația pentru operatorul care va deservi groapa de gunoi. Tot județul are decât o singură groapă de gunoi la Bacău. Reglementările sunt strict europene, trebuie să le respectăm, pentru că asta este legea actuală. Dacă se va modifica cu ceva, vom vedea. S-a încercat Comăneștiu o groapă să-și facă un serviciu propriu, n-a reușit și uitați că era situația să fie dat afară din ADIP, pentru că astea sunt reguli. Nu sunt reguli impuse neapărat de Consiliul Local Bălcescu sau Bacău, sunt reguli impuse de Comunitatea Europeană prin decizii europene. Deci nu e... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind interdicția în domeniul privat al comunei Nicolae Bălcescu, al unei suprafețe de teren, al unei categorii de folosit pe drum. Prin aprobarea preluarea militarilor domeniului privat al comunei Bălcescu, unei suprafețe de teren avem categoria de folosit pe drum astfel. Drum sătesc, lungimea 4 metri liniar, sau lățimea? Lățimea, da. Lățimea, 107 metri. Da, o trecut invers, lămare, glămit. Da. Suprafața 247 metri pătrați. Deci, înălțăți. Nord, Ierul Gherbin, Est, drum sătesc, 348, Sud, proprietăți particulare, Vest, Ioniță Gil. Da, pot să vă spun despre ce e vorba aici. Avem la calamități de aproape 2 ani de zile un proiect care l-am avansat pentru aprobare la Apele Române. Există o lege care spune că în Alba Minoră nu se pot face proiecte de către primării. Din păcate, mai închidea ochii până acum, că am mai făcut consolidări de mare. Acolo, podețul ăla care există pe pârâu, nu mai poate fi circulabil. Dincolo, la Vale, la Copzalu, eu luat omul din grădină. Și trebuie să facem niște consolidări de mare, cu gabioane, cu consolidări de mare. Am încercat, avem proiectul avizat de toate instituții, în afară de Apele Române. Acum am revenit la ISU și la prefectură să ne trimită o comisă specială ca să ne dea avizul pentru executarea de lucrări acolo, de protejare, cât de cât. Nu este drumul ăla care duce peste podețul ăla, nu este drum public. E o lege care reglementează lucrurile astea și fără acest drum public noi nu putem face acea consolidare de mal și traversare peste pârâu. Am făcut măsurătorile și le trecem tot așa în domeniul public ca să putem face să executăm lucrare, ca să primim avizul. Deci ăsta este scopul. Cine e vorba de Ioniță Gil, dacă știți, acolo unde locuia bătrâna aia, așa și vreo 3 case, bătrâni acolo. Cine este pentru? Abțineri? Contra? Trecem la diverse, cine are recordări.
venit de cartul de sanctisă. Vă mulțumesc. Pot și eu un pic? Da. Am venit și eu un pic ca să discutăm anumite probleme, dacă se poate. Domnilor, atâta timp cât sunteți în Consiliul Popular Local din comună, nu ați luat până la ora actuală problema porcilor mistreți din Valea Seată. Noi la ora actuală suntem așa de afectați încât porcii mistreți au venit în spatele casei noastre. Gândiți-vă până la ora actuală dacă porcii ăștia, dacă spunem așa că sunt vreo 40 de scroafe, la anul ar să fie 240 de scroafe. Și atunci ar să atace femeia care se duce la dispensar cu copilul în brațe, ar să atace acea femeie. Gândiți-vă și dumneavoastră că este un lucru foarte grav. În al doilea rând este problema izlaturilor, că acolo... acolo... Să discutăm punctual, ca să vă răspundem la întrebare. Corect, deci, referitor la porcii mistreți, avem adresă făcută în toamnă și în primăvară acum, către direcția silvică, către Rom Silva, pentru a lua măsurile necesare. De ce? Pentru că acea specie asta e protejată. Nu putem să ieșim noi să împușcăm sau ceva. Am adus la cunoștință că avem reclamați de la cetățeni că au ajuns porcii nu numai la Valea Seacă, și în galbene în grădini. Păi da, au venit la Vale, au venit la Vale aici, aici, bun. La Vale. Avem, deci avem și eu personal am vie distrusă, am așa. Am adus la cunoștință. Domnul Ionit a zis că a făcut adresă către Asociația Vânătorilor și așa mai departe. Nu știu în ce măsură. O să facem adresă după ședința asta. Așa, chiar mâine, către Rom Silva, să vedem măsurile pe care le-am luat. Pentru că se vede din ce în ce mai multă rămătură, mai multă... Deci nu se vede o scădere a populației. Aici este o problemă, domnul primar, este o problemă în funcție și de izlazurile care sunt umplute cu spin la ora actuală. Pe izlazul puteți să mai mergeți, vă spun eu. Atâția spin sunt, nu știu că se ridică bani. Bani se ridică de către cineva de aici. Ce rugămintea mea? Așa, stați un pic ca să, dacă nu dați voie, dacă nu dați voie. Atâția ani s-au ridicat, s-au luat în greșeminte și s-au luat. Dom'le, acești oameni care i-au ridicat, să dea bani înapoi. Și să băgați în cadrul primăriei. Da. Și să folosiți în altă parte, dacă nu să... Deci noi după vorbe nu putem să ne luăm. Haideți să facem în felul următor. Da. Deci, referitor la pășuni, când de pășuni discutați, da. Pășunile comunale sunt închiriate sau concesionate de către cei care le folosesc cu contract de concesiune. Nu mai este, domn primar. Dar asta îmi spuneți că nu mai este când eu am contract de concesiune. Unde? Aveți pe deal, de acolo, pe dealul ăla? Pe pășunea primăriei. Acolo... Nu, eu spun în general. Nu, dar eu nu pot să mă bag în proprietatea domnul Budeieșu, care are alii pășuni de vălmășie, poate dânsul vrea să-și cultive pădure acolo. Eu nu pot să impun domn ca primar, primărie. Stați să vă spun, eu vă răspund și la problema asta. Adică auză că sunt oameni care au decedat și vă dau tabel, care au islaz și la ora actuală știi pe ce mai mult. Moștenitor Neagros. Nu au! Nu mai au nici moștenitor, bă, dau eu. Ce propuneți dumneavoastră în cazul ăsta? În cazul ăsta să se facă ceva. Din ceva cadrul... ce? Bine să se strângă Consiliul Local, să se strângă cu ăștia de la păduri. Dacă nu sunt și nu are de unde, să planteze ăsta că copaci, să-i dea drumul la pădure. Că știți de ce? Da, avem nevoie de oxigen. Dacă nu este la ora actuală, cine? Uitați! Nu mai sunt nici vite, nu mai sunt nici oi, s-au restrâns toți și nu mai vor să mai facă treabă. Le-o dat, vă spun, satul le-o dat, așa, le-o dat lapte praf la copii și acum stau femeile acolo și aia, nu au nevoie de lapte natural. Au nevoie de lapte praf de la farmacii, de la supermarketuri. Asta e treaba. Și iată că mergem așa, da? Aceste reglementări naționale, noi nu putem aici în Consiliul Local să luăm decizii asupra celor care cresc vite sau nu cresc, sau celor care vor lapte praf sau nu vor lapte praf. Astea sunt decizii naționale care se iau la nivel de guvern. Dar nu sunt bune. Nu sunt bune, sunt de acord cu dumneavoastră, dar al pune pe om la muncă nu poți, deci nu e simplu. Și acum la ora actuală să vă spun dumneavoastră, din țară au plecat, tineretul au plecat. S-au dus săracii că nu au cu ce să trăiască, e normal,
Așa? Și am rămas noi bătrânii. Păi eu nu pot, domnule, ca să mă mai apesc în jos când capă o vedă în cap. Eu ce-am făcut? Păi ce-i de făcut? Păi atunci ce facem? Lăsăm așa? Vin peste noi năpădiile, șerpii, vin urși, au fost urși la deal acolo. Vă dați seama că din ce în ce problema este mai critică. Noi trebuie să luăm în așa fel, trebuie să luăm măsuri, că mâine, poi mâine ne apasă pe noi, pe noi ne apasă, nu pe altcineva. E o problemă vitală, ce spui, mandat. Problema este ce putem face noi, Consiliul Local. Nu știu. Eu... Da. Aveți partide, aveți... Nu vă mai spun, aveți atâtea sumedenii de soluții, unde asta puteți să le luați. Nu altcineva, nu! Bine, tot cer cu dumneavoastră. Da. Am mai spune și când în guvern, că nu mai sunt bani. Da? Nu știu la ce vă referiți. Eu mă refer că acum au început să dea la ăsta, la cei care fură, omoară, așa? Le dă bani, le dă despăgubiri, cum am înțeles. Da. Stau, se duc că au 8 ani, le dă 15.000 de euro când iesă. Nu treabă nimic. Da. Dar oamenii ăștia care lucrează, stați așa, la oamenii care lucrează actualmente și au lucrat, totuși iar mi-a ieșit, dacă mă credeți, a lucrat în industria mobilei, a lucrat în cooperații, i-a dat 533 de lei. Nu acoperă nici banii, consumul pe medicamente. Vă dați seama, nu e chiar așa de ușor. Nu e chiar așa de ușor. Dragă. Păi da, cum adică, trăiesc eu cu 533 și ăla care i-a ieșit la 38 de ani, o ieșit la 38 de ani, o ieșit la pensie din armată, o ieșit, știți cu cât? Cu 50 de milioane. Atunci, ce fel de stat de drept avem noi? Eu propun să mergem să facem grevă. Plecăm de aici, mâine dimineața autocar, grevă. Păi dar nu se mai poate, domnule. Trebuie să ne gândim. Aici ce mă interesează pe mine e că soția dânsul are pensie de 5 milioane jumate, domnule. Problema, ce suntem noi de vină în Consiliul Local? Nu, domnule, dar am ridicat o problemă. Am dat un exemplu, domnule Ionită. Și eu am pensie mică și am mâncat 40 de ani. Ce să fac? Propun în Consiliul Local să mărească pensia sau ce? Nu, eu am făcut o referire ce se face acum în guvern. Păi dar nu suntem noi de vină, domnule. E vorba de 20 de milioane cei care au votat și ce au făcut. Nu noi Consiliul Local. Altă problemă este problema cu noi care s-au ridicat la biserică, duminică. Asta e altceva. Așa, da. Știți cine a început o groapă de gunoi la Valea Seacă? Știți? Da. Vă spun eu, primăria. La ce văd? Nu gunoi. E bine. Pe molări, produs. Nu. Că gunoi nu duce primăria. Groapă de gunoi s-a început la Șipote la deal. Deci, uitați-vă, anul trecut o tăia... Lăsați-mă o leapsă, vă rog. Anul trecut s-o tăiat, copacii aia s-o defișat ce-a fost pe marginea răpii. Așa le-a lăsat. Așa plătesc și uitați-o. La și poate la deal, pe la Solomon. De la Solomon mai la deal. Da. Referiți pe drumul județean? Da, sigur. Da. Uitați-vă acolo și v-am mai spus că acolo a început să se surpe. N-ați ca să ajungem ca să se surpe, că după aia să avem alte necazuri. Deja. Acolo, exact mai sus de Solomon, dacă știi. Pe ulița aia sus. Drumul principal, mă. Acolo exact unde a fost izvorul ăla, curgea. Nu suntem mai la oare, îi faci. Păi... Primăria tăia, noi am defrișat spinii de pe Europa. Al gordeală, domnul primar, se putea lua de acolo. Nu, stați puțin. Dar am luat spre Valea Mare, am luat spre Valea Mare. Acolo au lucrat cei care au fost, de exemplu, în justiție v-au fost condamnați 3-4 zile muncă în folosă comunității. Și i-am pus, azi au lucrat unul, mâine au lucrat altul. Pentru că n-ai unde să-i pui pe oameni. Domn primar, dar știți că cetățenii răspund imediat la treaba asta. Păi acolo uitați-vă și dumneavoastră, pe margine, exact parapetul cum este. Molutul este, uitați așa. Deci aici e parapetul, pe deasupra parapetului, așa. Așa. Să vă uitați acolo. Să vă uitați acolo cum este. Și iarna ce se întâmplă? Se strânge apa aici pe margine, la asfalt. Și n-are unde să se ducă, se bagă sub asfalt, în gheață, și după aia se rupe. Deci vă dați seama că nu e treaba bună
Nu-i treaba bună și trebuie să luăm măsuri. Neagrosu, la anumite lucruri, că am obligația morală să vă dau niște răspunsuri. Referitor, da, da, vă rog. Referitor la Mistreți și la chestiile astea care intuiesc dumneavoastră, domnul viceobunic, ultima discuție a fost acolo să părți ceva cu paznicii de la Oporul Silvic, care fac vânătoare și așa mai departe. Acolo e concesionat, e concesionat de fondul de vânătoare, da, de Șoșu. Da. Vă spun sigur că să știți. Da, da, da. Deci fondul de vânătoare e concesionat de Șoșu. De noi, ca primărie, am trimis adrese prin care le-am atras atenția la cererea cetățenilor, tot la fel că au distrus culturile, așa și așa mai departe. Le-am atenționat ca să ia măsuri. Acum, în ce măsură și în ce... o să facem adresă și vedem ce măsuri au luat de când... Știți că am adus eu anul trecut de pe nouă prăjini de porumb? Acolo, la deal, la Ograda Mare. Am înțeles. Dea grosul, eu nu pot să... Nouă prăjini am adus 5 saci pe jumătate, numai ciocălăi de aia stricați. De dacă nu-ți dă voie să-i împuști. Hai! Eu m-am duce acum, m-am duce. Hai! Problema este... Altă problema este problema rețelei de ape. Vă spun... Tot bata vorbești, lasă-mă și pe mine două secunde. Bun, bine, mulțumesc. Păi nu, hai să vorbim pe rând, am dat cum să vă dau răspunsuri. Îmi povestiți toată ziua. Am crezut că ați terminat. Nu, nu, era vorba de pășune. Da, pășunea, ca să termin în două cuvinte, pășunea, o parte a primăriei, este dată în concesiune crescătorilor care au venit și au cerut, cei care sunt ciobeni și cu cei care au vite. Da? Ce este în devălmășie? Proprietarul face ce dorește cu pășunea, are obligația să o întrețină. Dar, a spus dumneavoastră că au murit mulți, nu mai există. Acel teren aparține moștenitorilor. Noi nu avem dreptul legal să ne băgăm peste terenul omului. Omul poate să pună acolo, eu știu, să-și planteze, să facă, să dreagă. Poate vrea să crească măceși, eu știu ce vrea să facă. Noi nu avem dreptul ăsta stat. Deci nu ne dă voie Constituția, dreptul omului este clar. Proprietatea este intangibilă, nu ai voie să te bagi. Dar putem atrage atenția la nivel macro, să zicem, cu anunțul, domnule, curățați-vă pășunea. Dar dacă omul se duce, vorba cuiva, zice, domnule, eu am 1,5 hectare de pășune, mă duc la Pichi să-mi dea un kil de brânză și să facă ce vrea acolo. Ăla nu curăță pășunea că nu are nevoie, că are capre, altul și așa mai departe. E un vid legislativ în care proprietarul încă nu e atins de lege, ca să spun așa. Dar degeaba e. Da. Dacă este constrâns. Deci, dacă există... Da, doamna Angela, este constrâns. Dar pe cine? Pe cine? Că uitați, eu, de exemplu, am și eu pășune, da. Păi atunci... Este adevărat. Dar ce să fac cu pășunea? Iertați-mă că vă spun dumneavoastră. Ați curățat-o. Poate? Ați curățat pășunea. Unde să curăț? Dar o am eu unde? Unde este pășunea mea? Îmi spuneți unde? În devălmășia acolo. Păi și atunci, vălmășia mie nu-mi dă cu ultima aia de aici și până aici. Corect, nu. Corect. Așa. Și atunci și merg la permisa cealaltă, că eu nu pot să mă mai duc și să stau în soare. Credeți-mă că eu, astăzi eu am fost de două ori, am fost la spital. Dar mă credeți. Da, dar și mâine mă mai duc și am alte probleme. Cheltuia asta e viața, dacă sunt... Nu suntem sănătoși, am ajuns la o vârstă, am lucrat în condiții extrem de grele, vă spun omenește, așa? N-am ce să mai fac, așa. Așa este, da. Acum vreau să spun cu problema rețelei de apă. Domnul Ioan, vă spunem așa, din tot sufletul. Puteam să fur apă și curent cât furam. Așa. Ei, aceia care au furat, puneți-i să plătească măcar pe 5 ani de zile, pe 5 ani să se învețe în minte, că eu să știți că mă gândesc, mă cunosc cei care sunt de aici, din Valea Seacă, în sfârșit, am responsabilitatea păcatului. Dă și mie o metodă de curanță acasă cu el. Poftim? Furi și mie cum puteai să furi, că eu fur. Foarte simplu. Zic. Foarte bine, mă legam frumos, trăgeam prin spate în fața apometrului și mă durea la lucrurile. Și declarații faci să te schimbi. Așa. Ce? Dar vă spun... Ai curaj, cine? Nu. Dacă aș fi avut curaj, o făceam, domnul Ionise. O făceam. Și vă spun, am fost primul care am tras apa asta de la rețea
A fost primul, cu domnul Tatăl. Și dacă o treceai pe ocolit, nu mai aveai treabă. Nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Dacă dumneavoastră vă gândiți că vreți să furați, e treaba dumneavoastră. Eu nu vreau să fur niciodată. Dacă mă înveți cum și dacă... Nu, eu nu l-am furat, nu-mi văd pe nimeni. Asta este toată dreapta. Referitor la asta, să știți că s-au luat măsuri și foarte mulți au fost depistați. Exact. Foarte bune. Ce spun, alții au plătit pentru 7 ani, alții pentru 10 ani, deci nu e nicio problemă. Foarte bine faci. Sunt exemple de genul. Vă felicit pentru treaba. Da, sunt exemple, suntem la nivel de plutire cu apa și canalul. De asta vă explicam cât de important e să fie apa și canalul dus pe făgașul bun. Pentru că noi ne bucurăm acum că avem apă, dar copiii noștri poate nu vor mai avea. Dacă nu facem investițiile acum, să facem săpăturile alea pentru puțuri. Pentru că înainte apa și canalul au fost apa, au fost făcute pentru apă stradală. Deci pentru robineți, consumul acum este de cel puțin 10 ori mai mare. Este adevărat. Ăsta e sistemul. Este adevărat, da. Asta deci e. Deci eu nu spun, poate sunt anumite lucruri care sunt lacune de explicat în privința asta, dar investiția asta trebuie făcută. E păcat să nu faci. Știu că poate fi s-o aduc la cunoștință că eu am închis vântâna de acolo, de la marginea drumului. Și să vă spun, este, da, e perimetrul meu personal, dar să știți de ce am închis? Nu mai putem să stau în grade din cauza jurăturilor. Acolo își făceau...